Salutare! Mi-ați sugerat mai mulți dintre voi de-a lungul timpului să fac un episod în care să vă povestesc despre mașinile pe care le-am avut eu de-a lungul celor 23 de ani de când am permis. E un subiect bun, pentru că ca să vorbești cu adevărat despre o mașină, trebuie să o deții. Să o deții o lună, două, trei, sau mai mult, sau șase luni, un an, nu știu cât. Dar să o deții pe banii tăi. Adică să, cum ar spune americanii, put your money where your mouth is. Adică vorbește pe banii tăi, cumva. Pentru că atunci când prezinți mașina, așa cum prezentăm noi, sau mulți alții, poți să fii parțial, oarecum, sau poți să fii înclinat într-o anumită direcție de către exemplarul cu care ai de a face în momentul respectiv. Dar atunci când vorbești despre mașinile tale pe care le-ai avut, altfel e situația. Și să începem cu începutul, cu vara anului 1998. Eu am terminat liceul, am obținut permisul de conducere în clasa 12-a, din prima încercare. Și după terminarea liceului, familia mea mi-a cumpărat și mie o mașină. Am fost poate un copil norocos, poate nu mi-au cumpărat însă o super mașină. Pentru anii respectivi mi-au cumpărat o mașină care era evident la mâna a doua. Eu, fiind consultat cumva între a alege între o Dacia și o mașină străină care începuseră să se răspândească pe la noi în anii ăia. Am cumpărat un Peugeot 405, fabricat în 1990, pe benzină, motor 1.6, carburație, fără nicio opțiune, fără geamuri electrice, fără aer condiționat, fără servodirecție, fără închidere, fără nimic. Adică o mașină tot ca o Dacia, dar făcută de Peugeot. Evident, la un preț mai mic decât o Dacia, adică a fost și atunci o afacere pentru ce tip de mașină era, o berlină de clasă medie, vechimea care o avea, foarte convenabilă față de orice mașină nouă de pe piață în momentul ăla. Cred că am dat pe ea vreo 6.800 de mărci, dacă mi-aduc eu bine aminte. Da, iar când s-a trecut la euro în 2001, un euro era două mărci. Deci o mașină de 3.500 de euro în banii de astăzi. Dar cum am început să circul cu ea în vara anului ăla, mi-era și mie drag, eram posesor de permis, de mașină. M-am lovit imediat de problemele unei mașini pe carburație, care trebuia să rulez cu ea cu o benzină din România, care în acei ani era foarte, foarte problematică. De nenumărate ori se întâmpla să alimentezi, să pleci undeva și după 5 km să rămâi cu mașina pe dreapta. Că mașinile pe carburație, cei care sunteți de vârsta mea sau care știți ce înseamnă mecanica asta de dinainte, sunt tehnologii vulnerabile la apă, la mizeria în benzină, la orice altceva care n-ar trebui să fie acolo. Și e memorabilă o scenă cu niște prieteni de-ai mei, niște vecini de-ai mei de pe stradă, când eu în vara respectivă, cred că prin iulie, august, așa la sfârșitul verii, am rămas cu mașina în pană, că nu se mai alimenta, sau mai bine zis, nu se mai tura, doar ținea relantivul. Am rămas cu ea în apropiere, la vreun kilometru de casă, și eu împingeam așa într-o după-amiază de august, de iulie, cred, pe stradă la acea mașină. Însă și mie de mine mi-a plăcut să șurubăresc, să desfac, să... Mi-am început cumva cariera asta așa, stând în parcări, în jurul celor mai pricepuți, mai în vârstă, care preparau la Dacia, la puținele mașini care erau, sau la Olsituri, puținele mașini care erau atunci pe piață.
După ce m-am lovit de această problemă, am început să caut un mecanic. Sistemul ăla de combustie, carburatorul și ce avea pe Peugeot-ul la Peri, erau asemănătoare celui de pe olsiturile de la noi. O evoluție cumva, pentru că știți bine, Citroenul a dat olsitul și Peugeot-ul este au foarte multe chestii comune cu Citroenul și atunci și acum. Am găsit un nene care știa să-mi facă mașina, a venit la mine prima dată, mi-a făcut-o cât de cât să meargă. Am dus-o la el la garaj, mi-a desfăcut carburatorul în fața mea, mi l-a suflat, mi l-a curățat. Am văzut cum a făcut lucrurile astea. Evident, la 2-3 luni după aia, iar am rămas cu ea, dar prinsesem și am început și eu să mi-o desfac. Chiar acolo, mi-am luat niște mici scule la mine, niște șurubelnițe, niște chestii din astea. Am remediat-o cât de cât. Bine, mi-a luat vreo 2 ore. Dar am continuat acasă și ajunsesem la sfârșitul perioadei în care am ținut mașina asta să știu să desfac acel carburator perfect, să-l cură, să-l suflu, să-l asamblez la loc, să-l reglez. Dacă la început mi-a luat 2 ore, la sfârșit îmi lua 10-15 minute. Mi-am amintesc o dată că am rămas cu el noaptea și am scos un bec din far, am lăsat farurile pe fază scurtă aprinse, am desfăcut-o la lumina becului, l-am făcut la loc, am pornit și am mers mai departe. Dar asta a fost numai una din problemele care le-am avut cu mașina aia. Și n-a fost o mașină rea, n-a fost o mașină obosită. Doar că poate n-am avut eu noroc sau am avut eu ghinion cu ea. Sau poate n-am avut nici experiență și eram un șofer în începător. Pentru că când era lumea mai dragă la ea, între pedala de ambreiaj și cablu de ambreiaj exista o piesă de ebonită dintr-un plastic, din ceva tare, care se rupea. Îți cădea pedala de ambreiaj și rămâneai cu mașina acolo. Învățasem să o pornesc într-a doua, să vin cu ea așa cât de cât prin trafic, cum te puteai, ca să ajungi undeva unde să o poți repara. Cumpărasem 2 piese din ele, aveam una de rezervă la mine tot timpul, pentru că știam că se rupea când era lumea mai dragă. Până la urmă mi-a făcut cineva pe aici, prin fabrica electroputere, una de metal și o țineam și panul pe aia am pus-o și aia a rămas pe mașină. Nu s-a mai rupt, de metal. Adică în anii ăia, un tânăr lipsit de experiență învăța mecanică prin propria sursă de defecte. Pe lângă asta, mașina avea saboți de frână pe spate. Mi s-au spart pistonașele în trafic. Am rămas fără frâne. Nu e ok. La o mașină care totuși avea 8-9 ani, nu e ok să se întâmple chestia asta. Mi s-a întâmplat odată, le-am schimbat și după ce am schimbat pistonașele, mi s-a spart unul din furtunele de frână. Dar deja aveam scure la mine, învățasem principii mecanice, am desfăcut conducta, am băgat un cuișor pe ea, am întors-o la loc în pistonaș, am mers cu frâne pe 3 roți. Dar asta e. După ce am rezolvat cu spatele, am început să blocheze etrierii pe față. În fine, era o adevărată aventură, să tot timpul trebuia să-i faci ceva. Mi s-a rupt o planetară la ea pe linie dreaptă în vara următoare. Iar după aia, după ce am făcut planetară la câtva timp, mi s-a spart cutia de viteze. Bine, poate că am abuzat eu de ea. Atunci am plecat mai tare cu a întâia, am schimbat în scurt a doua, s-a spart, s-a înșirat pe șosea. Am schimbat-o cu o cutie de viteze de Citroen care se nimerea complicat oricum. Mașina a ținut-o vreo 2 ani și ceva și din 2 ani și ceva 4 luni ea n-a mers. A fost în diferite stadii din ăștia de defecte. Bineînțeles, neavând închidere centralizată, opțiuni, nu era prea diferită de o Dacia, adică aveai doar un pic mai mult confort pentru că era o mașină un pic mai mare. Niște frâne care când mergeau, mergeau și cam atât. Neavând această închidere, avea țâmburușuri din astea la uși care să le ridici ca să deschizi mecanic ușa, să o deblochezi. La ușa din dreapta s-au stricat. De-abia am găsit să le cumpăr. Nu puteam deschide ușa decât pe afară cu cheia. Adică lucruri care la o mașină din prezent nu se mai întâmplă. Sau poate că se întâmplă și la Audi-ul ăsta, dar te duci la Robert, îți schimbă chestia aia din ușă și va merge. Adică găsești acum. În anii ăia nu erau chiar așa. Nu se găseau foarte multe parcuri de dezmembrări. Piesele se comandau pe cataloge. Nu erau calculatoarele atât de răspândite. Nu era internetul în România răspândit.
Era aventură să repari în chestii din ăștia, în detalii, o mașină străină. Bun, după 2 ani și ceva, a trebuit să renunț la acel Peugeot, nu mai... avusem prea multe probleme cu el și se repetau. A început să consume ulei. Nu, au trecut mulți ani de atunci, nu mai mi-aduc aminte, dar efectiv avea, pe fiecare săptămână se întâmpla ceva la ea. Dar, pe o parte, sunt mulțumit pentru că m-a învățat principiile astea de mecanică, m-a învățat să simt o mașină, să-mi dau seama ce are, ce nu are. Mașinile străine începuseră să se răspândească și la noi în anii 2000-2001. Începuseră să apară mașini, să se vândă mașini noi. Dar nu puteai înmatricula orice mașină. Nu eram o țară membra Uniunii Europene. Era o limită de 8 ani la vârsta mașinilor. Pe piața de mână a doua nu se găseau chiar cum se găsesc astăzi. Și am cumpărat un Opel Vectra B. Tot pe benzină, dar altă generație. Mașină cu motor pe injecție, cu aprindere electronică, cu ceva dotări ale anilor respective, adică servodirecție, aer condiționat, închidere centralizată, geamuri electrice. O evoluție uriașă față de Peugeot-ul meu, care l-am vândut unei doamne, că i-a plăcut foarte mult că era roșu. Nu mai știu nimic ce s-a întâmplat cu el de atunci. Dar după prima experiență cu Peugeot-ul, care mă învățase mecanică, trecând prin aproape tot ce se întâmpla la el. Nu mai vorbesc de suspensie, de bucșe. Avea niște bucșe la bara stabilizatoare care le învățase să le schimb tot așa în 20 de minute. Cum ți era lumea mai dragă, troncăneau. În fine. Trecând la Vectra, cu tot o altă situație. Vechile probleme au dispărut. Mașina pe injecție nu mai era atât de sensibilă la benzină. Pornea oricând, mergeai cu ea oricând, aerul condiționat, servodirecția, diferențe uriașe de confort. Și ceva de prețuri de piese, pentru că mi-aduc aminte că am cumpărat prima dată plăcuțele de frână pentru ea, care erau la fel ca la DU Espero, și am cumpărat Bosch, au fost mai ieftine decât cele care le cumpărasem la Peugeot-ul 405, adică mașini din generații diferite, prețuri de piese mai mici la Opel. Așa era atunci, poate și acum, nu mai știu, nu pot să... Nu am mai avut nici Opel, nici Peugeot de câțiva ani. Bun. După primul lucru, și Vectra, evident, a trebuit să se strice ceva, dar s-a stricat după vreo 2 ani, sau chiar 3, prima dată. Ca la orice Opel care se respectă, s-a dus alternatorul. S-a aprins bordul, n-a mai încărcat mai mult releu, și s-a stricat exact între Revelion și Crăciun. Nu era nimic deschis, dar se inaugurase în anul ăla la Craiova prima reprezentanță Opel. Pe 5 ianuarie, cine era acolo cu ea? S-a reparat mașina. Nu știu, n-am plătit o sumă extraordinar de mare, dar mi-au făcut-o băieții pricepuți și am continuat să am rămas clientul lor cumva. Însă eram clientul unei mașini bune. Nu mergeam cu ea tot timpul, adică i-am făcut distribuție, îi schimbam celebrele bucșe scârțietoare de pe spate, dar lucrurile astea se întâmplau la câțiva ani în care eu mergeam cu ea prin România. Am ținut-o 10 ani mașina aia și am fost foarte mulțumit. De cei 10 ani s-a stricat de 3 ori să nu mai meargă. O dată atunci cu alternatorul și de 2 ori pompa de benzină, de fiecare dată în zile călduroase de vară, de fiecare dată acasă la poartă. Adică n-am rămas cu ea în vârful muntelui, în trafic sau prin alte localități. Acasă. Ei făcea mentenanța asta periodic, dar marea ei problemă din prima zi de când am luat-o, consumul de ulei. Vectra mea, 16X16XL, consuma un litru de ulei la 3-4.000 de kilometri. Că îi puneam Castrol Magnatec, că îi puneam Aral, că îi puneam Shell, același consum. După vreo 7, cred că, da, 7 ani, prin 2007, am zis, bă, îți luase și o bătaie un pic la jos, la arbore, sau nu mai știu, la un bolt sau un piston, ceva, nu mai țin minte ce a avut. Zic, bă, hai să-i fac motorul, că mașina e bună, m-a servit, mă servește.
Și am înșirat-o toată pe acasă. Am desfăcut-o cu niște prieteni mecanici din reprezentanța respectivă, acasă la mine. Și am făcut motorul ăla de la zero. Pistoane, cuzineți, vibrochinul n-a avut nevoie de rectificare. Chiulasa a fost refăcută, scaunele de la supape, semeringurile de la supape, ghidurile de la supape, set de garnituri noi, distribuție nouă, tot. Ce se putea face la un motor pe benzină. I-am schimbat și ambreiajul, doar discul avea așa urme de arcurile alea, nu mai era ok. Placa, rulmentul, discul, placa, rulmentul, volanta nu aveau nici cea mai mică problemă. Și mașina avea 270-280 de mii de kilometri în momentul ăla. I-am făcut motorul, a pornit mașina, a mers ceas. Dar consumul de ulei a rămas la fel. Ba chiar motorul mergea mai bine, mai plăcut, mai responsiv, mai... Dar consumul de ulei, același. De ce? Sfântul GM, poate știi. Bun. Și undeva prin 2009, după 200.000 de kilometri de Vectra B, internetul se răspândise, intrasem în Uniunea Europeană, apăruseră mult mai multe mașini la mâna a doua, site-urile de vânzări se dezvoltaseră. Văd pe unul dintre site-urile astea de vânzări, în Craiova, o altă Vectra C, dar o ediție din aia Irmscher. O găsiți clipul cu ea pe canalul de Tristă Amintire. Pentru că băiatul care a cumpărat-o de la mine, o are și în ziua de astăzi. L-am sunat pe vânzătorul respectiv, am întâlnit cu el, am dus-o în reprezentanță, mașina istoric, kilometri, 120.000, 1.8 benzină, șasiu sport, scaune sport, piele, Xenon, altă echipare față de a mea, diferență mare la mers, și am cumpărat-o. Aveam două Vectra B, una albă, una neagră. Dar asta mai nouă decât a mea, nu s-a dovedit însă la fel de fiabilă și la fel de ok. De la problema cu rarul, pentru că era Euro 3, und D4 în brieful mic, care nu toate ieșeau în România Euro 4. În acei ani, taxa de înmatriculare era mare la mașini Euro 3. Era avantajoasă la mașini Euro 4. Era avantajoasă la mașini Euro 4 care aveau și filtru de particule la cele pe motorină. Între un Euro 3 și Euro 4 era o diferență de 1000 de euro, mi se pare, la taxă. În fine. Dar apropo de taxe, eu la toate mașinile care le-am avut, le-am plătit toate taxele, tot ce a însemnat înmatriculare, timbru, mediu, taxă de matriculare sau cum s-a numit ea, impozit, roviniete, asigurări la zi. Eu și astăzi îmi plătesc rovinieta la o mașină pe un an, chiar dacă știu că o vând mâine, pentru ca să nu am eu probleme dacă se întâmplă ceva. Cu respectivul merge cu mașina până o trece pe numele lui, până îi schimbă numerele, să nu-mi vină mie vreo amendă acasă. Bun. Am cumpărat acea Vectra și am cam început să schimb pe la ea. Prima dată i-am schimbat modulul de aprindere. L-am luat nou. Schimbat parbrizul, că avea pietricele, nu-mi plăcea mie. Dar marele inconvenient la ea era că consuma cu 2 litri în plus. Benzină. N-am ținut-o prea mult și le-am vândut pe amândouă. Am vândut și Vectra cea veche și asta cea nouă. Și erau început să se răspânească Vectra C. Mersesem cu ele, motoarele 1.9 CDTI, altă viață, altă tehnologie, altă mâncare de pește. Și am găsit pe internetul nostru mult iubit un Saab 9.3 cu 1.9 TID sau CDTI de 150 de cai. M-am dus și l-am luat. Mi-a plăcut cum merge mașina, altă evoluția de la Opelul Vectra B la un Saab. Și am început să mă conving ce înseamnă diesel. Adică de la un consum de 11-12 urban din 125 de cai pe benzină la un consum de 8-9 urban din 150 de cai diesel, era o evoluție uriașă. Acei 3 litri în minus
îți rămâneau niște bani în buzunar cu care tu puteai călători la sfârșitul săptămânii, doar din simpla asta economie care o făceai, sau la 2 săptămâni puteai să te plimbi undeva, oriunde vrei în România. Sabo a fost o mașină bună, pe care am vândut-o cu un pic de profit, pentru că așa se întâmplă la mașini astea care sunt mai rare, cererea este mult mai mare decât oferta și nu vei pierde bani la ele. Nu vei vinde repede, dar nu vei pierde bani la ele. După ce am vândut și Sabo, a trebuit să încerc marea cu degetul. Mi-am luat seria 3. E90, tracțiune spate, filtru de particule activ, scaune sport, display mare, roți pe 18, anvelope run flat, fără roată de rezervă. Mult mai rafinată decât Sabul altă. Ce al BMW-ului, al BMW-ului. Da, până am făcut prima pană undeva în zona lacului Beliș, în județul Cluj, noaptea. Am luat un piroi așa, prin care a intrat prin calea de rulare și a ieșit prin lateralul ranfletului. De-abia am ajuns cu ea la o pensiune, a doua zi am dat roata jos, am pus-o într-un papuc, m-am dus cu ea la Cluj, caută cauciucuri. S-a stricat mini-concediul la care trebuia să-l fac acolo, ca la întoarcere să mai fac o pană pe anvelopele care le cumpărasem aproape de Drăgășean spre Craiova. Tot noaptea am sunat pe niște prieteni, am trimis la mine acasă, au luat roțile de iarnă, vino cu 2 roți, că la alea cu tracțiune spate, așa trebuie să pui, nu poți să pui doar o roată mai mică și una mai mare, că îți duce diferențialul. În fine. Însă în aceea, în 2010-2011, mașinile pe motorină cu filtru de particule sufereau foarte, foarte rău de pe urma combustibilului din România. Să nu uităm că noi din 2017 avem combustibile Euro 5. Iar un Euro 4 cu filtrul de particule nu este prea departe de un Euro 5. De asta cred că de atunci ne-a plecat numele ăsta cu DPF off, pentru că atunci au fost cele mai mari probleme la mașinile cu așa ceva. M-am lovit și eu de această problemă. Am putut să o remediez, apăruseră și pe aici servisuri multe astea, unii marcă care aveau acces la informații, aveau și piese și noi și second. Mi l-au spălat, mi-au schimbat epuratorul și mașina a mers. Altă problemă n-am mai avut la ea. Până s-a stricat chestia de la contact, de blocare, pe care am dat fix 1000 de lei pe una second hand. Și după ce s-a stricat și aia, s-a stricat plasa din scaunul din dreapta. În fine, am reparat-o și am vândut-o unui prieten care stă în Italia. Cred că o mai are și astăzi, nu mai țin legătura așa prea des cu el, nu l-am mai întrebat. Dar a ținut-o mulți ani, pentru că mașina era o mașină bună, în rest, nu? Dar te loveai de problemele astea tipice BMW, toate cu bani. După ce am vândut BMW-ul ăsta, seria 3, zic, bă, hai să mă întorc eu totuși la Opel. Și am cumpărat o Vectra C cu un an mai nouă, argintie, sedan, cu motor de 120 de cai, 6 trepte. Cel mai bun motor CDTI. Și am mai cumpărat și un Land Rover Freelander cu volanul mutat, că am zis, bă, să am două mașini, una de oraș, una de așa. Opelul a fost bun. În primăvară nu i-a mai mers aerul condiționat. Radiator, l-am înlocuit cu unul nou, a mers. Și după ceva timp mi s-a aprins filtrul de ăsta, senzorul check-ul engine în motor. Diagnoză, eghere. Eu am cumpărat și un eghere nou. N-am mai avut alte probleme. Am înfrumusețat-o însă un pic, i-am luat niște roți pe 17, i-am schimbat bara pe spate, i-am luat și de la dezmembrări, se răspândiseră bine dezmembrările de Opel. Am luat bară de GTS cu eșapament care se vedea. Am făcut-o mai frumoasă decât era, să zicem. Știi? Aveam avut roți de aliaj pe 16 cu cauciucuri de iarnă, am luat roți de vară pe 17 cu anvelope de vară. Am vândut-o bine mașina aia. I-a dat-o unui om cu radiator schimbat, eghere schimbat, roți de vară, roți de iarnă, înfrumusețată. Cred că mai are și acum că stă prin zonă pe la mine, dar n-am mai văzut-o de ce. A rămas cu Freelander, care
Pe lângă faptul că a trebuit înmatriculat în Bulgaria, pentru că nu se putea înmatricula, era euro 2 sau euro 3 și plăteai taxa de înmatriculare mai mult decât făcea mașina. Cutie de transfer, cardan, închidere centralizată. M-a lăsat pompa de benzină undeva prin județul Dolj. Am lăsat-o la un prieten la țară acolo, caută pompa de benzină pe la dezmembrări. Am plătit pe pompa de benzină de la dezmembrări mai mult decât plătisem pe pompa de benzină de Vectra 9. În fine. I-am pus GPL, că nu puteai merge cu acel 1.8. Nu puteai merge. După am vândut-o și pe asta, până la urmă. Și ce am zis eu? Hai să mă întorc la BMW. Și am mai cumpărat unul. De data asta am cumpărat un Break. Tot o seria 3. Cu panoramic, cu Big Xenon, cu asistent, cameră de asistență, cu cam tot. Cred că Break-ul a avut-o. N-avea Sirocco, dacă că seria 3 nu a avut. Rest avea absolut tot. Tot. Luminițele în mânere. Și Break-ul bun. Însă Break-ul la un moment dat a început să consume mai mult. Mai mult când mergeai cu ea în afară decât în oraș. Nu erori, nu nimic altceva, ce are, ce are. Până la urmă a fost diagnosticată cu turbina. Zic, păi bun, dar ce are turbina asta? Păi e uzată. Păi dar nu face zgomot, nu consumă ulei, nu. N-au știut la câteva servisuri care am fost prin oraș pe aici, nu niciunul nu m-a diagnosticat să-mi zică, bă, schimb-o sau hai să o recondiționăm. Toți mi-au zis, mai mergi cu ea. Și am vândut-o. Mașina mergea perfect, fără nicio eroare, fără nicio chestie. Doar că consuma 7% în afară, 7,5-8% în oraș. De ce? Așa a vrut el. După seria 3 asta, la seria 3 i-a mai schimbat și luneta pe spate, că nu-i mergea ștergătorul. Și a trebuit să iau altă lunetă. Ea a avut geamuri verzi, spatele de fabrică. I-a pus Robert folie pe lunetă, asemănătoare la culoare, că să se nimerească. N-am găsit lunetă în culoare. Iar mecanismul ăla ștergătorului n-a mai putut fi scos din luneta mea ca să schimb doar mecanismul, nu și geamul cu totul. După BMW, hai iarăși la Opel. Prima insignie, primele probleme. Furtuni intercooler. Când ți era lumea mai dragă, tup, spart. 600 de lei alt, original. Da, dar aș lua niște erori pe DPF-ul, trebuia să te duci la reprezentanță, să ți-o reprogrameze, în fine. Pe lângă asta, prima insignie asta neagră, s-a mai ars o bujie la ea. I-am schimbat și bujia, destul de scumpă. Plăcuțe de frână. Mi-a plăcut că erau cu zornoială din aia. Când se uzau, aveau avertizare sonoră. Se auzea. N-a prea avut asta. Prima a fost fără prea multe dotări, dar și pe asta am înfrumusețat-o un pic. I-am luat-o de la dezmembrări niște jante frumoase, dar de Vauxhall. Și am găsit niște cauciucuri bune. Și s-a schimbat complet mașina. Evident, am vândut-o tot așa. Roz de vară, roz de iarnă. Și dacă vă place acest episod, o să fac continuarea, pentru că mai e o listă lungă. Ar fi un episod extraordinar de lung să le spun pe toate odată. Aștept comentariile voastre în rubrică jos. O să încerc să poate reușesc să fac astăzi și continuarea episodului ca să fie gata făcută, dar dacă nu, va urma oricum. Deci urmează încă o insignie, Ford Mondeo. Hai, bye bye!